Salut și bine ai venit pe canalul meu! Te invit să rămâi alături de mine pentru a vedea ce pași am parcurs pentru a realiza această bluză personalizată. Mai întâi, din Crica Design Space, mi-am deschis un canvas nou, iar următorul pas este să-mi încarc imaginea dorită, așa că mămica și-a dorit această imagine cu Minnie Mouse, o să o adaug în canvas și o să-i ajustez dimensiunile, pentru că este vorba de o bluziță pentru o fetiță de 3 ani. Dimensiunile sunt destul de reduse, iar în urma măsurării am realizat că 13 cm în lățime sunt suficiente. O să mai adaug și un text în engleză. Pe care o să-l plasez deasupra personajului și o să vreau să-i schimb și fontul. Și pentru că este vorba de o fetiță, o să caut un fond drăguț și cred că acesta, Angel of Love, este ceea ce se potrivește. De la opțiunea Curve o să-l curbez în jos, apoi o să modific dimensiunile și cred că 16 cm sunt ceea ce am nevoie. O să mai adaug cifra 3, pentru că spuneam că fetița va împlini 3 ani. Iar cifra va fi adăugată undeva în palma lui Minnie. Mi-aș dori să-i schimb și fontul, așa că îmi selectez un alt font. Și modific puțin dimensiunea. Și pentru că personajul mini va fi aplicat pe bluză prin tehnica sublimării, iar cifra 3 prin HTV, mi-aș dori ca acestea să nu se suprapună. Tocmai de aceea selectez atât personajul cât și cifra 3 și voi aplica opțiunea Slice. Prin asta, straturile care se suprapun vor fi decupate. Așa că bucățica din mâna lui Minnie o voi șterge, iar cele două bucăți ale cifrei 3 le voi selecta din nou și le voi uni prin opțiunea Weld. Și așa cum vedeți, cifra 3 este întreagă din nou. Voi schimba puțin fontul canvasului meu, doar pentru a vedea unde s-a produs tăierea între mână și cifră, așa că voi selecta o altă culoare. Și vedeți, în zona mâinii am avut un decupaj exact acolo unde mi s-a suprapus cifra 3 peste mână. Voi schimba culoarea și cifrei 3 pentru că vreau să fac într-un roz. Textul va rămâne negru. Și ce trebuie să mai fac este să mă asigur că pentru personajul mini voi crea un duplicat, pentru că spuneam că voi folosi tehnica sublimării, așa că sublimarea voi face pe un Easy Sabli. Iar pentru a fi posibilă, voi crea un duplicat și voi transforma imaginea dintr-un print then cut într-un cut simplu. Iar apoi îmi voi selecta imaginea și textele și mi le voi pune într-un mod oglindă. Și asta pentru că spuneam că voi folosi tehnica sublimării, dar și HTV-ul, iar pentru asta am nevoie obligatoriu de ele în mod oglindă. Acum că am terminat de lucrat în canvas, mă voi duce la Make It. Îmi voi alege că operațiunile se vor realiza pe mat. Selectez Continue. Primul lucru pe care trebuie să fac este să printez imaginea lui Mini. Așa că voi merge pe Continue. Mă voi duce la imprimantă. Eu fac sublimarea pe un Epson L805. Dar este o imprimantă convertită pentru sublimare. Mă asigur că Add Bleed-ul este activat și mă duc la System Dialog pentru a-mi alege opțiunea de printare. Apoi dau Print. Mă duc la Preference și deja îmi este prestabilit că printarea se face pe o hârtie mată, așa că îmi continui printarea. Cam așa arată imaginea printată și mai departe îmi voi selecta setările de tăiere
Eu voi folosi această setare pentru stickere. Ca presiune voi lăsa pe default și voi merge la Cricut. Pentru asta o să-mi așez hârtia pe un standard mat. Mă voi asigura că este foarte bine lipit pe el. Îl voi încărca și îi voi da drumul. Inițial, mașina îmi va scana cele 4 colțuri, iar după finalizarea scanării, îmi va tăia pe conturul personajului. În momentul în care desenul este decupat, eliberați matul și desprindeți matul de pe foaie. Este mult mai ușor așa. După care, imaginea odată decupată o puteți înlătura în totalitate. Aceasta este imaginea și voi trece la următorul strat pe care trebuie să-l decupez și spuneam că mai voi folosi de Easy Sabri, iar pentru asta trebuie să schimb setările din setările de hârtie pe care le-am folosit în setări de Glitter Iron On. Ca presiune din nou las pe default și mă duc la mașină din nou, îmi așez Easy Sabri cu partea lucioasă pe mat. La fel, mă asigur că este foarte bine lipit. Îl încarc în momentul în care butonul de încărcare-descărcare clipește și îi voi da drumul. Easy Sabri este decupat, așa că o să-l descarc. O să-l elimin de pe mat. Și voi trece la următorul strat de material în care am spus că îi voi folosi un HTV de la Caesar, iar pentru asta schimb din nou setările din Glitter Iron On. Voi schimba într-un Everyday Iron On, aceasta este starea potrivită. La fel, presiunea o las pe default. Îmi așez HTV-ul pe mat. La fel, menționez cu partea lucioasă în jos. Îl încarc și apoi dau drumul spre tăiere. Iar acum că și această parte este gata, o descarc, o înlătur de pe mat și voi trece la ultima operațiune, cea de a decupa cifra 3. Iar pentru asta voi folosi tot un HTV, voi folosi un HTV roz. Setările îmi vor rămâne la fel ca cele anterioare. Voi încărca și îi voi da drumul spre tăiere. Tăierea este completă, așa că voi trece la următoarea operațiune, cea de înlăturare a surplusului de pe fiecare strat de material. Și voi începe cu Easy Sabri. Cu ajutorul unui cârlig mă voi ajuta de marginea acestuia pentru a desprinde surplusul mai întâi de pe suport. El se ia foarte ușor jos. Apoi voi înlătura imaginea propriu-zisă, care o voi folosi pentru sublimare. La fel, se desprinde ușor. Suportul acestui material Easy Sabri nu este deloc adeziv, așa că nu opune nicio rezistență. El se dă jos ușor. După care voi trece la înlăturarea surplusului de HTV. Voi începe cu cifra 3. Mai întâi, ceea ce îmi rămâne liber și netăiat, îl păstrez deoparte. La fel, de pe un colț desprindeți de pe suportul adeziv și înlăturați.
pentru text la fel. Am o parte care nu mi-a fost deloc decupată, iar aceasta o voi salva pentru proiecte mai mici. Iar apoi, cu ajutorul cârligului, voi desprinde HTV-ul dintr-un colț și voi trage ușor încât să-l înlătur în totalitate. Mă voi întoarce la scris și voi elimina bucățelele mici din fiecare literă. Și odată finalizat și acest pas, vom trece la preță. După pornirea presei, îi stabilim temperaturile necesare sublimării, pentru că asta este primul lucru pe care îl vom face. Iar pentru sublimare vom folosi o temperatură de 365 de grade Fahrenheit inițial, 374 temperatura finală, timp de 35 de secunde și o voi lăsa să se încălzească puțin. Iar până atunci o să încerc pe cât posibil să-mi suprapun perfect Easy Sabli peste desenul meu printat. Așa că încercați pe cât posibil să acordați atenția acestui proces, încât toate marginile să fie perfect acoperite. Iar în momentul în care sunteți mulțumiți, acoperiți Easy Sabli cu o hârtie de copt și dați o presare scurtă, astfel încât Easy Sabli să se lipească de hârtia de sublimare. După care o întoarceți pe partea cealaltă și îi faceți un proces complet de sublimare, timp de 35 de secunde. Mai departe îmi voi stabili temperaturile de imprimare a HTV-ului și acestea sunt 303 ca temperatură inițială și 305 temperatură finală, iar pentru HTV voi folosi o presare de 15 secunde. Înainte de asta, însă, îmi voi pregăti bluzița. Îi voi da o scurtă presare pentru a elimina posibila umiditate din material. Și o să încep să-mi aplic mai întâi textul. Și voi presa doar 2-3 secunde încât să se transfere HTV-ul de pe suport pe bluză. Și puteți îndepărta suportul imediat. HTV-ul are o îndepărtare a suportului la cald. Mai departe îmi aplic imaginea deja sublimată. Pentru a vedea procesul întreg cum se face aceasta, vă las în stânga de jos un clip. În acest caz voi pune o hârtie de copt peste doar pentru a proteja sublimarea și la fel îi voi da o presare doar de câteva secunde încât să mi se lipească Easy Sabli de material și voi continua prin adăugarea cifrei 3. La fel, o presare scurtă și apoi îndepărtez imediat suportul. Și mai am o mică parte de Easy Sabli sublimat pe care trebuie să-l adaug la mână. E acea parte care s-a decupat. Și voi da presarea finală timp de 15 secunde, astfel încât totul să se lipească foarte bine. Acesta este imaginea finală. Sper că v-a plăcut și vă aștept oricând să reveniți pe canal pentru noi tutoriale.
și îi faceți un proces complet de sublimare timp de 35 de secunde. După ce sublimarea s-a terminat, lăsați puțin să se răcească, după care îndepărtați hârtia de pe Easy Sabli. Pentru a vedea procesul întreg cum se face aceasta, vă las în stânga de jos un clip în care vă arăt pașii exacti pe care trebuie să-i parcurgeți pentru această metodă de sublimare. Mai departe îmi voi stabili temperaturile de imprimare a HTV-ului și acestea sunt 303 ca temperatură inițială și 305 temperatură finală, iar pentru HTV voi folosi o presare de 15 secunde. Înainte de asta însă îmi voi pregăti bluzița, îi voi da o scurtă presare pentru a elimina posibila umiditate din material și totodată a netezi. Și o să încep să-mi aplic mai întâi textul. Și voi presa doar 2-3 secunde încât să se transfere HTV-ul de pe suport pe bluză. Și puteți îndepărta suportul imediat. HTV-ul are o îndepărtare a suportului la cald. Mai departe îmi aplic imaginea deja sublimată. În acest caz voi pune o ortie de copt peste doar pentru a proteja sublimarea și la fel îi voi da o presare doar de câteva secunde încât să mi se lipească Easy Sabli de material și voi continua prin adăugarea cifrei 3. La fel, o presare scurtă și apoi îndepărtez imediat suportul. Și mai am o mică parte de Easy Sabli sublimat pe care trebuie să-l adaug la mână. De acea parte care s-a decupat. Și voi da presarea finală timp de 15 secunde, astfel încât totul să se lipească foarte bine. Acesta este imaginea finală. Sper că v-a plăcut și vă aștept oricând să reveniți pe canal pentru noi tutoriale.